Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Survival. S-au petrecut câteva schimbări pe aici între timp. Nu știu câți dintre voi ați fost pe live ca să vedeți, dar am mai umblat puțin la casă, am schimbat puțin candelabrele astea, am pus niște geamuri, le-am pus și pe astea aici față de live. Și băi, nu o să vă vină să credeți, în jos acolo am făcut eu mina, m-am dus singur. Din păcate n-am pus foarte multe torțe, dar nu o să vă vină să credeți ce am reușit să găsesc ce acolo. Până plecăm, totuși, să vă arăt și să completăm aici designul. Ok, arată decent, arată chiar decent. În partea asta o să lăsăm doar patul momentan, că nu vreau să mai schimb nimic. Se poate și hai să mergem în jos să vă arăt. O să mai umblu eu la design aici. Momentan îl las așa, nu mă interesează foarte mult cum arată tunelul către peșteră. Am reușit să găsim un mineshaft. Iar. Și dacă vă vine să credeți, am reușit să găsim un mineshaft. Dacă vă aduceți voi bine aminte, în partea cealaltă am murit. Ok, aici deja sunt scheleți, sunt păienjeni, e pericol. Aș vrea totuși să pun niște torțe. Ok, deci aici e un spot safe, da? Bun. Câțiva păienjeni n-ar trebui să ne facă mari probleme. Îi batem repede și le distrugem și spawner-ul, pentru că n-aș vrea să se spawneze alții. Deja s-a spawnat unul. Ok, sunt foarte, foarte mulți mobi aici. Nu pot să cred. Am jumătate de inimă. Jumătate de inimă. Băi, deci era să mor ca prostul, iar. Hai să spargem asta că mă stresează. Gata. Nu vă mai spawnați. S-a terminat șmecheria, îmi pare rău. Ați văzut ce s-a întâmplat data trecută. Și de data asta, din câte vedeți, am și o găleată. N-o să mai stau să iau iron-ul, pentru că în momentul ăsta nu prea ne mai interesează. Avem ceva, o să mă aventurez eu mai hardcore. Aha. Ok. Sper să găsim și câteva chesturi, pentru că de obicei în chesturi, după cum bine știți, găsesc și mâncare. Și nu prea m-a dus capul să iau mai multă mâncare, nu știu de ce. Hai să vedem. Am reușit. Bun, luăm și goldul ăsta de aici. Da, interesant. Nu mi-a dat deloc de mici, din câte vedeți. Nu știu cum. Merge mult mai repede când nu mă opresc. Wow. Ok, aici era lavă. Dacă mă duceam deasupra era mort. În fine, merge mult mai ușor când nu trebuie să iau iron-ul. Deci, din câte vedeți. Bun. De ce mi se tot întâmplă chestia asta? Da, cum... Îmi spuneam, eu sunt mai retardat așa de fel. Mai prost chiar. De data asta mi-am luat o găleată măcar. Dar ăștia sunt inofensivi când vin câte unul, chiar... în sfârșit. Ok. Da. Un golden apple pe care îl vom pune aici. Niște pâine. Niște melon seeds, torțe. Și un power drill. Deci ori suntem noi foarte ghinioniști, ori s-au mutat diamantele sau ceva. Bun. Avem două părți. Uite. Yes! Într-un final. Deci într-un final am reușit să găsim diamante. Hai să vedem câte sunt. Bun. Hai să le și luăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 bucăți, 9 diamante. Într-un final, deci într-un final avem și noi puțin noroc pe seria asta. Că am avut numai ghinion. Deci numai ghinion. Bun, hai să o luăm. Bă, dar zici că-s retardat, mă, frate. Deci văd lava și mă arunc în ea. Deci zici că-s... Zici că-s handicapat să mor. Wow, unde era chest ăsta? Ok, avem un enchanted golden apple pe care îl vom ține în inventar, pentru că nu se știe niciodată când vom deveni foarte proști, iar.
În episodul ăsta cred că ar trebui să pun count de câte ori am reușit să intru în lab. Am zis eu că l-am terminat, dar de unde, că abia l-am începusem. Uite, un chest. Hai să vedem. Încă un enchanted golden apple. Luăm tot ce e în chest. Beetroot seeds. Da, aș vrea să le iau și pe astea. Hai să le iau. Deci partea asta am fost. În partea asta. Încă un chest. Încă un diamant. Un name tag. Pe care aș vrea să-l luăm. Hai să luăm un loc de chestiile astea. N-avem nevoie. Luăm tot. Tot ce găsim pe aici luăm. Câte un creeper. What the fuck? Cum a bubuit așa, așa repede? What the fuck? Chestii de genul ăsta. Uite, încă un chest. Cu încă două diamante. Și coal, ok. That's nice. Deci nu văd să mai fie mare lucru pe aici. Mai avem câteva pâinici lor. Din păcate, o să trebuiască... Din păcate, trebuie să ne retragem. Nu mai avem mâncare, nu mai putem să stăm aici. Consider că am explorat. Hai, bubuiți. Așa. Consider că am... Wow. Lăsați-mă, mă, băieți, să... Să fac un outro aici. Bă, deci tot dau să plec de aici. Deci tot dau să plec din acest mineshaft și tot mă întorc, pentru că tot găsesc ceva nou. Nu cred că s-a spart sabia. Really, dude? Deci, asta ar trebui să se numească, deci episodul ăsta efectiv ar trebui să se numească AD și lava. Nu mai văd nimic pe aici. Cum am zis? AD și lava? Da, chiar AD și lava, să mor. Da, închid aici episodul, băieți, și ne revedem data viitoare. Chiar AD și lava voi numi acest episod. Cât sunteți, mă, mâncavași? În fine, o să încerc să ajung acasă în timp util. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Nu uitați să dați un like, un comment, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!